Cântăm Dumnezeu este Domnul. Vine afară, da. Dumnezeu este Domnul. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și în pururile și în veci vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâitorule, Duhul Adevărului, care le pretutindenea ești și toate le închinești. Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sărășește într-un noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Tăi este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Lăudați pe Domnul că este bun, când viac este mila Lui, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Înconjurând m-a înconjurat și în numele Domnului am înfrânt pe ei. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este într-o ochii noștri. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Să se veselească cele cerești și să se bucure cele pământești. Că a făcut biruință cu brațul său Domnul. Căcat acum moartea pe moarte, începător învierii morților s-a făcut. Din pântecele iadului ne-a slobozit pe noi și i-a dat lumii mare milă. Ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru, te lăudăm, născătoare de Dumnezeu Fecioară, căci cu trupul celuat dintr-o tine,
Fiul tău și Dumnezeul nostru, prin cruce răbdând pătimire, ne-a mântuit pe noi din stricăciune, ca un iubitor de oameni. Hristos din mor s-a sculat de cepătura celor adormiți, cel mai întâi născut de prezidirea și făcătorul tuturor celor făcute. Firea cea stricată a neamului nostru într-o sine a înăit, nu vei mai stăpâni de acum moarte, că stăpânul tuturor puterea ta o asurpat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu trupul moarte gustând, Doamne, amărăciunea morții ai contenit-o cu învierea ta și pe om împotriva ei l-ai întărit, nimicirea blestemului celui de demult aducând, apărătorul al vieții noastre, Doamne, slavă ție! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De frumusețea fecioriei tale și de prea strălucirea curăției tale, Gavrilul uimindu-se a zis către tine, născătoare de Dumnezeu, ce laudă că vrenică voi aduce ție? Sau ce te voi numi pe tine? Nu mă pricep și mă minunez. Pentru aceasta, precum mi s-a poruncit strict ție, bucură-te ceea ce ești cu darul dăruită. De neschimbarea Dumnezeirii tale și de patima ta cea de voie, Doamne, întru sine spăimântându-se iadul s-a tânguit. Mă cutremur de ipostasul cel nesticat al trupului. Văd pe cel nevăzut tainic luptându-se cu mine. Pentru aceasta și cei pe care îi țin cântă slavă Hristoase învierii tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Răstignirea cea necuprinsă cu mintea și învierea cea neînțeleasă. Taina cea de negrăit, o teologism credincioșii, că astăzi moartea și iadul s-au prădat, iar neamul omenesc într-o nesticăciune s-a îmbrăcat. Pentru aceasta, cu mulțumire cântăm, slavă Hristoase învierii tale! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, pe cel necuprins cu mintea și nescris împrejur, cel de o ființă cu Tatăl și cu Duhul, în pântecele tău, tainic l-ai încăput, Maica lui Dumnezeu. O singură și neamestecată lucrare a trăimii, am cunoscut că e slăvită în lume prin nașterea ta. Pentru aceasta, cu mulțumire cântăm ție, bucură-te ceea ce ești cu darul dăruită. Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Soborul îngeresc s-a mirat văzându-te pe tine, între cei morți socotit fiind, și puterea morții surpând Mântuitorule, și împreună cu tine pe Adam ridicându-l, și din iad pe toți slobozindu-i. Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale, pentru ce miruri din milostimire, cu lacrimi amestecați ucenițelor. Îngerul cel ce a strălucit la mormânt le-a zis mironosițelor, vedeți voi groapa și înțelegeți că Mântuitorul a înviat din morți. Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Foarte de dimineață, mironosințele au alergat la mormântul tău, tânguindu-se, dar înaintea lor a stat îngerul și a zis, vremea tânguirii a încetat, nu mai plângeți, ci apostolilor spuneți învierea. Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Mironosițele femei, cu miruri venind la groapa ta, Mântuitorule plângeau,
dar îngerul către dânsele a grăit zicând, de ce s-o cotiți pe cel viu cu cei morți? Căci ca un Dumnezeu au înviat din mormânt. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, închinându-ne Tatălui și Fiului acestuia și Duhului celui Sfânt, Sfinte Treimii, într-o ființă, cu serafimii grăim, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Doamne. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe Dătătorul de viață, născându-L Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit. Și bucurie mei în locul întristării ai dăruit. Și pe cei căzuți din viață i-ai îndreptat la aceiași. Cel ce s-a întrupat din tine Dumnezeu și om. Aleluia, aleluia, aleluia. Slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia! Slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia! Slavă ție, Dumnezeule! Mântând cu vederea, liniștând cu graiurile, îngerul cel strălucitor a zis mironosițelor, pentru ce căutați pe cel viu în mormânt, sculatul s-a deșteptând mormintele, cunoașteți pe cel neschimbat, ca schimbător al stricăciunii. Ziceți lui Dumnezeu, cât sunt de înfricoșătoare lucrurile tale, că ai mântuit neamul omenesc. Robia Sionului, tu ai scos din Babilon și pe mine din patim la viață, atrage-mă cuvântule. Cei ce seamănă în austru cu lacrimi dumnezeiești, se cera vor spice de viață veșnică într-o bucurie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prin Sfântul Duh, toată buna dăruire, ca și prin Tatăl și prin Fiul, împreună strălucește, pentru care toate viază și se mișcă. De n-ar zidi Domnul casa faptelor bune, în zadar ne-am osteni, dar păzindu-ne El sufletul, nimeni nu va pierde cetatea noastră. Ca o roadă pântecelui prin Duhul, fii se fac ție, Hristoase, ca și Tatălui, Sfinții, pururea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Duhul Sfânt se vede toată sfințenia, înțelepciunea, că dă ființă la toată făptura. Acestuia să slujim ca și Tatălui și Cuvântului, că Dumnezeu este. Cei ce se tem de Domnul fericiți vor umbla în cărările poruncilor, că vor mânca toată roada cea de viață. Veselește-te, întâiule păstor a turme, văzând împrejurul mesei tale pe fiii tăi purtând stâlpări de fapte bune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. În Duhul Sfânt este toată bogăția slavei, din care vine har și viață la toată zidirea, că lăudată este împreună cu Tatăl și Cuvântul. Spuneți între neamuri că Domnul a împărățit pentru încantării lumea care nu se va clăti. Cântați Domnului cântare nouă. Spuneți între neamuri că Domnul a împărățit pentru că a întărit lumea care nu se va clădi. Spuneți dar între neamuri că Domnul a împărățit pentru că a întărit lumea care nu se va clinti.
toată suflarea să laude pe Domnul. Suflarea toată și toată făptura să laude numele Domnului. Toată suflarea să laude pe Domnul. Suflarea toată și toată făptura să laude numele Domnului. Pentru ca să ne vrem nici noi ascultați Sfânta Evanghelie pe Domnul Dumnezeu nostru să rugăm. Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Slavă ție, Doamne, slavă ție. În vremea aceea, cei 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde l-a poruncit lor Iisus, și când au văzut, i s-au închinat ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se, Iisus le-a vorbit zicând, s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi toate zilele până la sfârșitul veacului. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Văzând să ne închinăm Sfântului Domn Iisus Hristos, celui singur fără de păcat, crucii tale, Doamne, ne închinăm Hristoase și Sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm. Numele Tău numim, veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos. Că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurării Tale, șterge fărâdlegea mea, spală-mă întru totul de fărâdlegea mea și de păcatul meu mă curățește, că fărâdlegea mea cunoști și păcatul meu înătemește purea, ținea-n greșit și rău înainte Ta a făcut, așa încât trebuie și Tu întru cuvinte Tale și viitor când ești ca Tu. Că iată întru fărâdlegi m-am zămutit și în păcate m-am spus, Maica mea, că iată adevărul ai iubit, cele neatate și cele ascunse, ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropim-o cu Tău și mă voi curăți, spălă-mă și mai mult decât zăpada, mă vorbi. Auzi-mă pe Ta bucurie și veselie, bucurasă-o rugoasă mele cele smerite. Întoarce fața Ta de tot păcatele mele și toate fădălegii mele ștergele. Inima curată se sfârșește într-un mine, Dumnezeule, și Duhul drept înnoiește întru cele de undru ale mele. Nu mă depădea de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu l-a de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duhul Stăpânitor mă întărește. Învățam-o fericirii fădălegii Tale și ce ne credincești la Tine să mă întoarce. Izbăvește-mă de vârsta de sânge, Dumnezeule, Dumnezeule, mântuirii mele, bucurează-vă, inima mea, de terenarea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti la ora Ta. Că iată, că te fii voi, jertfă ți-aș fi dat, altă lume vei mângui, jertfă al Dumnezeu, Duhul Lui, fie mă-n fără să mă uită Dumnezeu la urmă.
cu bine, Doamne, într-un bun vrea sa, Sionului, să zidească zidurile Ierusalimului. Atunci, pe primii și eu, dreptății, prin nou și ardot, atunci vor pune pe altare domniței. Curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Răscumpăratul ne-ai pe noi din blestemul legii cu scump sângele tău, pe cruce fiind răstignit și cu sudic s-a împuns, nemurirea zvărât oamenilor, Mântuitorul nostru, slavă ție! Binecuvântat este Dumnezeu nostru, de acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o pomenirea Domnului Dumnezeului și Mântuitorul Iisus Hristos, într-o pomenirea Domnului Dumnezeului și Mântuitorul Iisus Hristos, într-o pomenirea Domnului Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca un mil spre junghiere s-a adus, și ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, așa nu și-a deschis gura sa. Într-o smerenie a lui, judecata lui s-a ridicat, iar neamul lui cine îmi va spune? Că să luă de pe pământ viața lui. Și unul din oștați cu sulița cu asta s-a împuns. Și în data cur sânge și apă. Și cel ce a văzut a mărturisit aceasta și adevărată este mărturia lui. Binecuvântată este amestecarea Sfinților tale totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Am scos părticica din prescură care reprezintă trupul Domnului. Acesta se numește Sfântul Agneț. Are pe el însemnat numele lui Iisus Hristos, Nica, care înseamnă biruitorul. Și ne-am adus aminte de răstignirea lui, de aceea la fiecare tăiere din pâine, am spus câte un verset din Vechiul Testament sau din Noul Testament. Acum o să scoatem din pâine pe Maica Domnului, cetele îngerești și toată biserica. Într-un cer, pomenirea prea binecuvântată, mărită este stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, pentru ale cărei rugăciuni primește, Doamne, jertfa aceasta într-un jertfelul cu tot ce mai presus de cer. Și-o punem de-a dreapta. De față, stat împărăteasă, de-a dreapta ta în haină, aurită, îmbrăcată și prea înfrumusețată. A mai marilor voivozi, Mihail și Gavril, a tuturor cetelor îngerești. A cinstitului măritul proroc de îmbrăcător și botezător Ioan, a sfinților măriților proroci Moise și Aron, Ilie și Elisei, David și Esei, a sfinților trei tineri, a lui Daniel prorocul, a tuturor sfinților proroci.
A Sfinților Măriți Întrudoați Apostol, Pavel, Petru și Andrei, Iacob, Șoan, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, Simon, Zilotul, Matia, Iacob și Iuda, a celor 70 a tuturor Sfinților Apostoli. Acelor între Sfinți Părinții ai noștri și ai lumii mari de astfel și erari, Vasile cel Mare, Grigore, Cuvântătorul de Dumnezeu, Ioan Gură de Aur, Adanase și Chiril, Nicolae și Demira, Spiridonul Trimitundei, Calimic Cernicanul, Nifon de la Constantinopol, Iosif cel Nou, Ioreș și Sava, Antimii Virianul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie, Leontie, Inochent din Alaska, Tihon, Patriarhul și Rafael din Brooklyn, a tuturor Sfinților erari. Pentru fiecare ceată scoatem câte o părticică. A Sfântului Întâlnului Mucenic și Ardiacon Ștefan, a Sfinților Marilor Mucenici, Dimitrie, Gheorghe, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Ioan cel Nou, Serghe și Vahion, Valahu și Opra, Ioan și Moise, Constantin Voivod și fiii săi Constantin Ștefan, Radu și Matei, Anache, Sfenicul, a binecădinciosului Voivod Ștefan cel Mare și Sfânt Petru al Eutandul și Juvenalie, a tuturor Sfinților Mucenici, a Sfinților Mucenițe, Tecla, Varvara, Ecaterina, Filoftea, Parascheva, a tuturor Sfinților Mucenițe. Apoiușul Părtul de Dumnezeu părinților noștri, Antonie, Eftimie, Sava, Onufri, Atanasie Ordinatos, Dimitrie cel Nou, Grigore de Capolitul, Nicodin de la Tismana, Visarion și Sofroni, Ioan, Antonie, Daniel, German din Alaska, Ioan, Hozevitul, Alexis din Ulcăs, Beer, Iacob din Alaska, a tuturor preacuviosilor părinții, a preacuviosilor maici, Pelagia, Teodos, Anastasia, Opraxia, Fevrona, Teodula, Ofrosina, Maria Egipteanca, Parascheva și Teodora, a tuturor sfinților preacuviosilor maici. A Sfinților Doctor fără de arginți, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, a tuturor Sfinților fără de arginți. A Sfinților Dreptul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, a Sfinților care pomenirea o săvârșim astăzi, pentru a tuturor Sfinților, pentru ale căror rugăciuni cercetează-ne pe noi Dumnezeule, a cel între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie o vom săvârși. Deci aceasta este biserica biruitoare, este Mântuitorul, Maica Domnului, cetele Sfinților, fiecare ceată e separat. Avem îngeri, proroci din Vechiul Testament, apostoli din Noul Testament, ierarhi sau episcopi și ierarhi în general, mucenici care au murit pentru Hristos, purtători de Dumnezeu care au fost, de exemplu, călugări, dar nu au murit pentru Hristos, apoi avem Doctor fără de arginți, Sfântul pe care îl pomenim astăzi și Sfântul Ioan Gură de Aur. Acum o să pomenim biserica de pe pământ, adică pe noi, și o să începem cu ierarhii, preoții, ctitorii și așa mai departe. Pomenește, Stăpâne viitorul, Doamne, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Natanael, Tihon, preasfințitul episcopul nostru Andrei, cinstita preoțime cea întru Hristos diaconime, toată ceata preoțească, pe toți frații noștri, preoți și diaconi, pe cei care ai chemat la împărtășirea ta prin milostivirea ta, prea bunule Stăpâne. Pomenește, Doamne, și pe ctitorii și binefăcătorii sunt locașele acestea, pe fiecare după numele său, vii sau adormiți. Pomenește, Doamne, și pe conducătorii țării acesteia, dăruindu-lor pașnică o cărmuire, ca și noi, Doamne, într-o liniștea lor, viață pașnică și netulburată să trăim în toată cucernicia și curăția. Primește, Doamne, jertfa aceasta pentru iertarea păcatelor tuturor fraților întru Hristos. Pentru tot sufletul creștinesc, cel necăjit și întristat, care are trebuință de milă și de ajutorul Tău. Pentru apărarea acestei țări, a celor care vecuiesc în trânsa. Pentru pacea și bună așezarea întregii lumi. Pentru bunăstarea Sfântului Dumnezeu Biserici. Pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc. Părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei care sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor bolnavi, pentru izbăvirea celor robiți, pentru cei care sunt în judecăți, în ognă, în închisori, în izgoniri, în necazuri,
înstrâmtorări pentru cei care ne urăsc și pentru cei care ne iubesc pe noi, pentru cei care ne miluiesc și ne slujesc nouă, pentru cei care ne-au poruncit nouă să ne rugăm pentru dânsii, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru toți cei care slujesc și au slujit în sfânt locașul acesta. Dragoș, spune vii din neamul tău. Spune să vii te. Spune-i cu voce tare. Alăsia Ioana, Simona Maria, Dragoș Cornel, Ștefania, Ioana, Vladimir Alexandru, Dumitru Iotco, Sebastian, Petru Narcisa, Conducia, Cornelia Firuța, Elisabeta. Domnul Constantin. Constantin, Adriana, Andrei, Carmen, Constantin, Emeline, Mara, Matei, Eugenia cu fii, Elena, Nicolae și fii, Ovidiu, Dorina și fii, Lenuța, Claudia. Andreius, Vasile, Antonella, Marinela, Adriana, Daniela, Lucia, Nuța, Constantin. Următorii, vii din neamul dumneavoastră. Teodor, Bogdan, Damian, Aurelia, Liviana, Teodora, Constantin, Desdemona. Următorii. Maria, Dimitrie, Teodor, Nicolas, Maria, Liviana, Elena, Virgia, Ioana, Teodica, Cosme, Dumitru, Ioan și Teodor, Brasil. Următorii. Vasile, Simona, Adriana, Emilia, Maria, Ioan, familia, Maria, familia, familia. Aurel, Luciana, Lucia, Adriana, Maia, Sărbă, Teodora, Cătăsă, Maria, Maria, Gheorghe, Rodica, Acabie, Victoria, Patria, Eugen, Simona, Familia, Cătăsă, următorii. Paul, Carița, Paula, Patricia, Maria, Iulia, Tudor, Anca și familia, Gheorghe și familia, Stăluța și familia, Laura și familia, Botin, Stefanina. Următorii. Părintele Teodor, Părintele Necarie, Părintele Cosmin și familia lui, fratele monac Emilian, Constantin, Tereza, Ioana, Petre, Constantin, Maria, Alexandru, Daniel, Nicoleta, Marilena, Ioana, Gabriela, Tudor, Lucian, Florin, Tudor, Maria, Ivinca, Cristiana, Marie, Virgil, Ionuț, Luiza, Luminița, Adrian, Nicolae, 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 Petre, Mihai, Cristian, George, Gianni, Iosif, Mihai, Gheorghe, Nicolae, Mihai, Elena, Florin, Maria, Silvia. Următorii. Cristian, Dănuț, Luința, Camelia, Ioan, Ioana, Petruța, Maria Antoaneta, Daniela, Doina, Ioana cu familia, Elena. Următorii. Ion, Lucia, Gabriel, Tudor, Anca, Nicolas, Patrie, Elizabeth, Joseph. Următorii. Teo, Leona, Cristin, Jean, Lucian, Doru, Cosmina, Elena, Arvin, Rico, Liviu, Andreea, Ștefanuț. Aurel, Valeria, Răzvan, Claudia, Carla, Oana, Jenny, Jean-Luc, Anica, Daniela. Nicolae, Elena, Ion, Cristian, Marina, Mihai, Gena, Gheorghe, Patrița, Angelica. Următorii. Vlad, Mara, Alexandra, Emilia, Dumitra, familia, Cornel, Dorel, Ghi.
Preotul Cosmin, Preoteasa Maria Camelia, Sebastian Ioan, Robert Ștefan, Justina Maria, Maria, Daniela, Ștefan cu familiile lor, Antonia, Nadelia, Romelu, Maria cu familiile lor. Pentru pomenirea și iertarea păcatelor tuturor celor din viața adormiți într-o dreaptă credință. Strămoși, moși, părinți, maici, frați, surori, fii și fiice, așa într-o denă și o seminție cu noi, ale celor care au dormit unul de deși de averii și a vecele de veci, ale ctitorul sfântului locașului acestuia, ale făcătorilor de bine, ale tuturor celor care s-au strâns și au slujit în sfânt locașul acesta, pe care nu i-am pomenit din neștiință, din fără sau din plicină mulțime, numele lor îți spomenește Dumnezeule, cel ce știi numele și vârsta fiecăruia. Dragoși cei adormiți! Nicolae, Cornel, Elena, Cristea, Maria Monse, Maria, Margareta, Elena, Gheorghe, Victoria, Victoria, Evelina, Constantin, Maria, Doica, Elena, Vasile, Elena, Sparta, Mădășoară, Maria, Preot, Matei, Preot, Gheorghe, George, Armen. Eugenia, Constantin, Maria, Maria, Nicolae, Mircea, Maria, Grigore, Silvia, Constantin, Ludovica, Andrei, Șarica, Ioan, Dănuț, Lucian, Ioan, Vicențiu, Părintele Gheorghe, Preoteasa Adriana, Lenuța, Nicolae, Ioan, Gheorghe, Eroul Gheorghe, Ioan, Doina, Angela, Eugenia, Nicolae, Mihai, Nicolae. Paraschiva, Elena, Cătălin, Gheorghe, Gheorghe, Ștefan. Radu Iacob, Vasile, Constantin, Ion, Leonid, Corneliu, Leonida, Ioan, Gheorghe, Victoria, Roxanda, Atanasia, Niculina, Gabriel, Vasilica. Bunătorii. Maria, Mitu, Maria, Mitu, Ioan, Nicolae, Ștefan, Mitu, Eufosina, Maria, Ioan, Mihai, Virginia, Elena, Juan, Gheorghe, Maria Antoneta, Gheorghe, Petronia, Teodor, Elena, Maria, Eugenia, Petrica, Emilia, Carmen, Radu, Iorgu, Mândița, Zoița, Gheorghe. Părintele Galeriu, Vasile, Florica, Ion, Veronica, Elena, Marin, Dumitru, Victor, Florin, Constanța, Carmen, Gheorghe, Pati, Iosif, Vasile, Nicolae, Sultana, Angel și pe toți cei pe care, prieteni, rude, cunoscuți și necunoscuți, pe care din evidenția mea nu i-am pomenit acum. Ion, Vasilica, Dumitru, Zoia, Conela, Ioana nebotezată și tot neamurilor de atâmit. Aurel, Augustin, Radu, Ioan. Ion, Maria, George, Stanca, Dumitru, Stanca, Ion, Elena, Lazar și tot neamurilor de atâmit. Dumitru,
Dumitru, Maria, Mihai, Gabriel, Maria, Vasile, Cornel. Dumitru, Ilie, Ortanța, Gheorghică, Ungureanu, Ilie. Dan, Cosina, Steliana, Ana, Marta, Pavel, Elisabeta, Maria, Giulio, Nușa, George, Claudia, Carmen, Alexandru, Leana. Și pe toți cei care, într-un nădejde, în vederea celor vicele vincele, au dormit cu împărtășirea ta, drept măritor creștin, părinți și frații noștri, iubitorul de oameni. Pomenește, Doamne, după mulțimea dură tale și a mea nădrăvincie, iată în toată greșeala cea de voi și a fără de voi, să nu oprești harul preasfântului tău Duh de la darurile ce sunt puse înainte. Am săvârșit proscomidia. Acum pe Sfântul Dis se află Biserica Luptătoare și Biserica Triumfătoare. O să intrăm în Sfânta Liturghie. O să facem după aceea. Faceți dosul în geamă, lăsați că din aici. Faceți dosul în geamă. Mărire ție cerului ce ne-a dat nouă lumina. Slavă ție celui ce noi arăta lumina. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună voire. Lăudă-mi pe bine, pe cuvântă, închidăm în bunătăție. Te mări pe tine, îți mulțumim ție, pentru slava ta cea mare. Doamne împărate cere, Dumnezeule, Părinte a toțitorule, Doamne Fiule unule născut, Iisuse Hristoase, și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelui lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel aceridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel aceridici păcatele lumii. Primește rugăciunile noastre, Cel ce ședea dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, pentru slava lui Dumnezeu Tatăl a vin. În toate zilele bine te voi cuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, pe Tu am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi, îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi, îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi, îndreptările Tale. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și
Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântat ești, Doamne. Again and again, in peace let us pray to the Lord. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Remembering our most holy, pure, most blessed and glorious Lady, the Virgin Mother of God, and ever Virgin Mary with all of the saints. Ia, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, Oh.
pururea și vecii vecilor. Amin. Pentru împărăția ta când vei veni, omenește-ne pe noi, Doamne. Fericiți cei sărași cu Duhul, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când vă va rocări pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințim pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, că-și plata stăpânului totul.
și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru, te laudăm, Naște Tare de Dumnezeu Fecioară, căci cu trupul cel luat din tine, Fiul tău și Dumnezeul nostru, prin cruce răbdând patima,
tu ține scutăria fără numai, dacă n-ați crescut în zadar. Căci v-am dat întâi de toate ceea ce eu am primit, căci Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, și că a fost îngropat, și că a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chefa, apoi celor 12, în urmă s-a arătat deodată peste 5.000, peste 500 de frați, dintre care cei mai mulți dintre ei trăiesc până astăzi, iar unii au și adormit. După aceea s-a arătat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor, iar la urmă tuturor ca unui născut înainte de vreme, s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, nevrednic fiind să mă numesc apostol, pentru că am prigonit biserica lui Dumnezeu. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt, și harul lui care este în mine n-a fost zadar, și m-am ostenit mai mult decât toți. Dar nu eu, ci harul Dumnezeu care este într-o mine. Deci ori eu, ori aceia, așa propovăduim și voi așa. Ce ție, cititorule, și Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Prințele Sfânteți, ascultă-mi Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău, Duhului Gospel according to St. Matthew. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Răspiete-te, at that time a young man came to Jesus kneeling before him and saying, Good teacher, what good deed must I do to have eternal life? And Jesus said to him, Why do you call me good? There is no good but one, and that is God. If you would enter life, keep the commandments. He said to Jesus, Which? And Jesus said, You shall not kill. You should not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. Honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself. The young man said to Jesus, All this I have observed from my youth. What do I still lack? Jesus said to him, If you would be perfect, go sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me. When the young man heard this, he went away sorrowful, for he had great possessions. And Jesus said to his disciples, Truly I say to you,
It will be hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. When the disciples heard this, they were greatly astonished, saying, Who then can be saved? But Jesus looked at them and said to them, With men this is impossible, but with God all things are possible. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire, să luăm aminte. În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un tânăr oarecare și i-a zis, Învățătorule bun, ce bine să fac ca să am viață veșnică! Iar el i-a zis, De ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai singur Dumnezeu. Iar dacă voiesc să intri în viața veșnică, păzește poruncile. Care a zis el? Iisus i-a răspuns, să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, să nu fii martor mincinos, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis, toate acestea le-am păzit din tinerețile mele, ce mai lipsește? Atunci Iisus i-a spus, dacă vrei să vii de să fii desăvârșit, du-te și vinde-ți averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer, apoi vino și-mi urmează mie. Tinerul însă, auzind cuvântul acesta, a plecat întristat, căci avea multe avuții. Atunci Iisus a zis către ucenicii săi, Adevărat vă spun vouă că un bogat cu a nevoie va intra în împărăție, împărăția cerurilor. Și iarăși vă spun că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii lui, auzind aceasta, s-au tulburat foarte tare și i-au zis, Cine poate atunci să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis, La oamenii aceasta este cu neputință, însă la Dumnezeu Americani de pretutindeni pentru cârmuitorii țării noastre,
pentru mai mari orașelor și satelor, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Frații noștri, tremuritori creștini, care s-au pomenit la această dumnezeiască slujbă, a celor pe care îi purtăm în suflete, și a fraților noștri mutați de la noi, moșii și strămoșii noștri, să zicem da și pentru aceștia. Yeah.
Cine preoțesc și monahicesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe titorii și binefăcătorii Sfintei noastre, biserici, pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei care au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii sau adormiți pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri bolnavi, pe cei persecutați, pe cei din războaie, pe cei din închisori, pe cei care călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Vrednicii de pomenire, Arhiepiscopul Valerian, Episcopul Policar, preotul Gheorghe, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți din neamurile noastre strămoși, moși, părinți, frați, surori, soți, fii sau fiice, pe fiecare după numele său să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți dremăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa cea cerească totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amen.
Domnul să cere. Doamne! Sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere.